Ok, deci o nouă zi. Cred că acesta este primul video pe care uh, îl fac dinăuntru, nu-l fac afară, însă lumina este ok, așa că nu cred că ar trebui să fie vreo problemă. Însă să trecem la subiectul de azi, da? Ca de obicei, vorbim despre programul de 30 de zile al lui Tony Robbins și azi suntem la ziua 22, da? O să vorbesc în principal Uh, ca de obicei în prima parte despre uh, exercițiile din ziua trecută, o să le arăt rezolvate de mine, fiindcă data trecută nu am prezentat uh, am prezentat deci cum să trecem de frică, frică, frică de eșec, frică de succes și uh, frica de a fi um, rejected, adică să fii refuzat. Și o să arăt, de exemplu, exercițiile rezolvate de mine și probabil o să iei și tu niște idei din uh, exercițiul rezolvat de mine și te gândești cum ai putea să aplici, nu în propria viață. Și în afară de asta, um, o să trec la subiectul de azi, care după cum spune și descrierea, este despre cum să eliminăm sabotajul propriu, nu? Adică de multe ori ne sabotăm singuri, nu ne sabotează altcineva, chiar dacă nu, câteodată se întâmplă să să fie cineva care cum ne pune gând rău. Dar ideea este că noi avem mai mult control și eu o să vorbesc despre asta și cum să creăm o încredere în noi nelimitată. Da? Bine, așa spune titlul acestei zile, însă contează de multe ori ce limbaj folosim. E că gândește, nu ai vrea să ai încredere în tine nelimitată? Probabil că ai vrea. Așa că o să trec acum să arăt de, uh, exercițiile rezolvate din ziua precedentă, adică de vineri, azi fiind luni, așa că este uh, o nouă săptămână. Și să trecem aici. Am vorbit înainte despre bani, uh, cum să avem un control mai bun asupra lor și acum am ajuns la uh, cum să eliminăm fricile pe care le avem. Și primul exercițiu era în felul următor spunea care este frica de succes pe care o avem, da? Fiindcă de multe ori avem frică de succes. Pare ciudat, nu? Însă, de multe ori, cum spuneam, avem frică de succes, fiindcă ne gândim că poate trebuie să muncim prea mult, trebuie să manipulăm persoane și așa mai departe, da? Însă, exercițiul spune în felul următor. Ce trebuie, da? Cum va arăta viața noastră dacă o să lăsăm această frică de succes să ne dicteze viața? și eu am spus în felul următor și o să arăt ca de obicei, uh, am scris în engleză, da, desigur, traduc în română și ideea este în felul următor. Eu am zis, da, ce mă va costa uh, frica de succes, adică de multe ori am spus, avem frică de succes și am spus că dacă voi avea vreodată vreo frică de, suc, frică de succes, atunci mă va costa următoarele lucruri. Voi avea o viață plină de regrete, da? Cred că niciun din noi nu vrea asta. Nu o să am abundență financiară. Nu o să am destule libertate. O să nu o să fiu satisfăcut. O să pierd multe oportunități și o să pierd destule relații și experiențe în viață. Dacă am această frică de succes. Și, desigur, am vorbit mai mult despre ea în ziua trecută. Dacă ești interesat. După aceea, următorul exercițiu. Da fiindcă de obicei trebuie să începem prin a vedea ce se va întâmpla rău dacă nu facem un lucru bun. Și cum am arătat aici, dacă o să avem frică de succes, o să putem să listăm destule de lucruri care uh, nu ne vor conveni în viitor. Și următorul exercițiu spune felul următor: ce câștigi, știi? Sau, na, ce câștig eu, fiindcă așa este făcut acest exercițiu. Dacă o să am curajul necesar da, de a trece peste aceste frici pe care le avem de succes. Și am zis uh, care o să fie lucrurile pozitive de care o să am parte. Și acelea sunt o viață um, făcută după regulile mele, um, abundență financiară, control complet asupra vieții mele, o, aș putea peace of mind, o minte să spunem clară, mai departe abilitatea de a face un impact pozitiv în jurul nostru. Uh, să creăm oportunități pentru alte persoane, nu? Fiindcă de multe ori vrem să creăm oportunități pentru alte persoane, și după aceea, ultimul, uh, cred că da, acesta este ultimul, să fim la cel mai înalt nivel posibil, nu? Și cu oameni uh, interesanți în jurul nostru, fiindcă momentul în care lucrăm, nu? La ceva uh, cu un scop mai mare, da? Nu lucrăm la ceva, la o problemă minoră, da? Să spunem, nu știu, deși. Mulți putem să începem nu de aici, dar Tony Robbins, de exemplu, a început prin a spăla podele, nu? Mulți oameni au început la call center, nu știu, orice fel, da, de joburi există, însă ideea este să nu rămânem la acel nivel, nu? Să ajungem la un nivel mai mare și de aceea chiar arăt acest program, fiindcă nu trebuie să ne fie frică de succes, trebuie să vrem o abundență financiară și trebuie să fim motivați, da? Să vedem ce se întâmplă dacă nu luăm aceste acțiuni și să vedem lucrurile pozitive, da? fiindcă de multe ori asta e diferența. Mulți dintre noi nu vedem ce se întâmplă în viitor. Toate lucrurile acestea pozitive, fiindcă nu ai vrea să ai o viață um, dictată nu de tăi, o abundență financiară sau un control complet asupra vieții tale, ei bine, se poate, nu, nu este doar Bill Gates singurul care poate să ajungă la acest nivel. Uh, sunt o grămadă de persoane, sunt și chiar și cărți în care arată cum doar o persoană poate să creeze un business de un milion de dolari. Uh, dar să nu vorbesc acum despre toate astea, fiindcă vreau să trec prin aceste exerciții. Și uh, următorul exercițiu din ziua trecută, dar de fapt erau două, nici nu le-am arătat pe astea, fiindcă nu l am observat, este frica de a fi uh, refuzat, da? Fiindcă gândește, de câte ori nu suntem refuzați? Uh, fie că vorbești, nu știu, cu un client în business, fie că vorbesc cu o fată, de în atâtea cazuri, suntem refuzați, da? Și toți avem frica aceasta de refuz. De ce? fiindcă creierul nostru vrea să ne protejeze, nu vrea să ne pună în această stare negativă, nu? Vrea să fie uh, calm, să spunem, da? să nu fie atât de stresat. Și uh, aici exercițiul spune în următor, să găsești două experiențe care te-au făcut nu să simți că ai eșuat. Și uite, de exemplu, eu odată am început un website da, de comerț online, dar nu l-am terminat, da? nu am avut probabil destul încredere în mine, Nu am avut destulă motivație, dacă făceam acest program probabil n-ar fi fost asta o problemă și s-ar fi putut nu ca acum să fi avut un venit pasiv frumos, însă fiindcă nu am avut nu, curajul sau nu am avut dorința, da? nu s-a întâmplat. Și de ce e important să vedem unde avem nevoie de ajutor, fiindcă sunt atâtea oportunități în jurul nostru de a ne oprim singur. Da? Uh, și alt lucru, da? um, am creat, de exemplu, dintr-o postare pe blog, am făcut un video în care uh, vorbeam eu în el, da? ca să-l prezint și în format video. Însă, după aceea l-am arătat unei persoane și nu l-am folosit deloc, fiindcă acea persoană mi-a spus că nu este chiar bun și na, eu am crezut-o și am simțit că am pierdut timpul aiurea și cred că multora nu ni se întâmplă să simțim de multe ori că am eșuat. Însă trebuie să ne dăm seama dacă din toate aceste lucruri învățăm ceva. Nu e timp pierdut. Și ca să trec la următorul exercițiu, ce spune în felul următor. Să ne gândim la două momente nu? în care am fost refuzați. Sim am simțit de sigur că am fost refuzat, fiindcă na, un refuz, nu trebuie să ne omoare, nu? Și uite, de exemplu, când am aplicat odată pentru niște joburi, da, uh, și nu am fost acceptat. Am simțit că am fost refuzat la acel moment, nu? Însă, dacă lăsam acest lucru să mă afecteze pe termen lung, gândește, ce aș fi făcut acum? Aș fi stat în pace și mi-aș fi plâns de milă? Nu, nu trebuie să avem această stare. Și altă dată, când am, uh, am, intrat în contact, da, cu niște business și nu am primit niciun răspuns, nu fi că se întâmplă, e ca și cum... Uh, Uh, nu știu, ai trimite un mesaj cu, cu Ivanu și îți dă cu sin sau ceva în genul. Uh, nu putem să lăsăm aceste lucruri dar să ne, ne, dicteze starea. Adică nu putem să-i lăsăm pe cei din jurul nostru să decidă pentru noi ce stare să avem, nu? Noi putem să decidem pentru noi și de aceea e important să avem un control mai mare asupra vieții noastre, nu? Gândește, o persoană care este refuzată, Uh, în mai multe cazuri, dar gândește-te în orice moment din viața, dacă n-ai fost refuzat. Cum ar fi ca acel moment nu să strice, nu știu, ziua, starea și tu să lași ca toată acea zi nu să se ducă și să nu mai faci alte treburi, să nu mai cauți oportunități, doar fiindcă cineva a decis că nu vrea să-ți facă ziua perfectă. Și cu ocazia asta o trec la topicul din ziua de azi, să-l arăt aici. Este vorba despre cum să eliminăm sabotajul propriu și să creăm o încredere în noi nelimitată. Da? Și acum o să trec din nou la mine ca să, ca să explic da, acest concept. Fiindcă, în primul rând, vorbim despre sabotaj, da? că ne sabotăm singuri. Și asta chiar vorbeam mai devreme, cu faptul că dacă lași un lucru nu rău care ți se întâmplă să te afecteze pentru toată ziua, pentru toată viața, fiindcă de multe ori avem în capul nostru o idee, nu știu, când eram mici, cineva ne-a spus nu că nu suntem deștepți și acel lucru a rămas cu noi. Sau uh, poți să te gândești la orice lucru nu din copilărie care nu a fost tocmai bun, da? Ceva care te-a ținut înapoi, nu știu, uh, spunem că... să mă gândesc dacă mi s-a întâmplat ceva asemănător în viață... Uh... De exemplu, nu cineva spune că ești gras, cineva spune că ești prost și acel lucru rămâne cu tine, nu? În cap. Și după aceea îți dai seama că o să ai mereu, nu știu, o reținere, da? Când discuți cu cineva să nu aduci un anumit subiect. Că poate acea persoană nu o să zică același lucru pe care l-a spus altă persoană în trecut. Dar astea sunt lucruri, nu? Care te fac uh, să te limitezi, fiindcă nu ai acea libertate în capul tău. Fiindcă, uite, eu acum Uh, vorbesc despre orice, nu am niciun lucru nu, pe care l-aș ascunde. Adică pur și simplu las cuvintele și ideile să curgă. Nu stau să mă gândesc că asta trebuie să sune așa, asta trebuie să sune așa. Fică în momentul ăla nu, nu poți să lași, uh, să dai frâu libertății gândurilor, nu? Și gândește cum ar fi să, să vrei să faci ceva, dar să îți pui anumite limite, nu? Adică să îi spui, a, ah, nu pot să nu pot să dau drumul, nu, tuturor gândurilor mele sau cuvintelor mele, fiindcă, trebuie să fiu reținut dacă se întâmplă ceva, nu? Și de aceea, de exemplu, este ideea asta, nu, în lumea corporat a joburilor, nu să ai grijă ce spui, cui spui și așa mai departe. Și asta de obicei aduce ceva vreo inovație, nu? Nu aduce, fiindcă de aceea vedem la startup uri că au succes, fiindcă acolo există o anumită libertate, există o anumit confort cu persoanele din jur, și asta contează extrem de mult. Și să revenim la sabotajul propriu, da? Am chiar câteva exemple, fiindcă acestea sunt date de Tony Robbins și par destul de bune pentru a înțelege mai bine acest concept. Fiindcă, de ce multă lume se sabotează singure? Păi, imaginează o situație, da? Să spunem că ai o problemă, da? Ai o problemă într-un mod constant și dacă ai o problemă, nu, toată lumea vine și spune, a, o să fie bine, nu știu ce și așa mai departe. Însă, gândește-te, dacă ai foarte mulți bani, nu, și ai o viață frumoasă, o să mai zică cineva acele lucruri sau o să se întâmple invers. Toată lumea, în loc să spună că a, o să fie bine și să simtă compasiune, o să îți spună că, a, ce ușor e pentru tine, nu? Și și acea persoană probabil nu o să mai aibă, nu? Aceeași stare uh, prietenoasă cu tine, nu? Și de aceea multă lume chiar e, este reținută, da? În a avea succes. Fiindcă în momentul în care ai succes, trebuie să fii tu la un nivel mai înalt, da? Trebuie să fii tu persoana care este un lider. Adică nu o să-i mai pare rău nimănui de tine. Și multor persoane le place, nu? Să... Ca cineva să aibă grijă de ele, să le spună că a, tot va fi bine, uite, poți face asta, nu? Adică să aibă un șef oarecum. Dar problema e că dacă ai succes, nu? Trebuie să iei tu oarecum acel rol, da? trebuie să fii tu cel care vorbește, trebuie să fii tu cel care ia decizii și asta e o problemă, nu? Că în momentul când ai succes, lumea din jurul tău s-ar putea să spună că na, ce ușor e pentru tine, nu? Și asta o să te reține, nu? Să, oarecum când o să începi să guști, nu? Succesul, s-ar putea să te sabotezi din simplu motiv că te gândești că o să ajungi în acea poziție în care Lumea nu o să se mai uite bine la tine și trebuie să ne gândim că nu putem să lăsăm asta să ne editeze viața. Nu mereu știm că nu e bine să, ne, să lăsăm persoanele din jur să ne influențeze ceea ce facem. nu Cum ar fi să te gândești că uh, nu poți să ajungi de succes, fiindcă după aia persoanele din jur nu o să mă mai trateze cu, cu aceleași sentimente. Nu? Înseamnă că acele persoane probabil nu erau potrivite din primul rând, nu? din, din uh, prima fază în care a intrat în contact cu ele. Și uite, să-ți mai dau un exemplu, nu? Fiindcă creierul nostru vrea să ne ajute mereu. Dacă ți-e -ți frică de succes, nu că o să ajungi bogat, fiindcă o să se, că trebuie să lucrezi mai mult, prietenii nu o să mai se comporte la fel cu tine, creierul tău, da, o face fiindcă îți vrea binele, vrea să nu simți acea durere, nu că nu o să mai ai prieteni, că nu o să mai ai timp liber și așa mai departe. Însă, gândește. Dacă creierul tău vrea, îți vrea binele, uite să-ți dau un exemplu în care chiar dacă îți vrea binele, nu te ajută. Fică, uite, gândește-te, am aici un exemplu. Dacă fumezi, nu, probabil că nu vrei nu să îți ajuți corpul să aibă cancer mai repede. Probabil nu, nu ăsta e interesul tău. Însă, ce îți spune creierul în momentul în care fumezi? Îți spune că uh, totul să fie bine, dar o să-ți dea acea stare de relaxare. Și chiar dacă tu nu vrei, nu? Să, să ai anumite probleme de sănătate, nu? De obicei, țigara nu ți aduce un, un beneficiu, nu? Cred că știm cu toții, cel puțin din punct de vedere al sănătății. Însă îți oferă o relaxare mentală, nu? Și asta e ideea, că creierul nostru o să caute mereu acea relaxare mentală. Dar, uite, dacă fumezi fiindcă vrei acea relaxare în dauna sănătății, atunci acest lucru nu ne ajută. Și să-ți mai dau un exemplu, fiindcă, uite, niște maimuțe au fost puse într-o cușcă și aveau trei butoane. Unul roșu, unul galben și unul verde, da? Și experimentul a început în felul următor. În momentul în care maimuțele apăsau pe butonul roșu, aveau parte de șocuri, da? Și ce au făcut în acel moment? Adică aveau parte de durere, da? E ca și cum te duce mereu la o fată, ei spune bună, da, și de fiecare dată ești refuzat, da, și normal că nu o să mai continui. Și așa au făcut și mai În momentul când apăsau pe butonul roșu și erau electrocutate, au început să nu mai apese pe ea. După aceea a început și al doilea buton, da, să electrocuteze. Deci și-au dat seama că nici pe roșu nu poți să apăs, nici pe galben. Și în acel moment ce au făcut? Mai mulți. Au, intrat, au început să aibă anxietate, da? Fiindcă aveau trei butoane, dar mereu când apăsau pe, un, pe două dintre ele, a, erau electrocutate, da? Și au început să trăiască așa cu spaimă. Asta înseamnă oarecum rejecție. Re, uh, refuzul, da? Din viața noastră, când avem parte, vedem că unele lucruri ar putea să ne aducă refuz. Și după aceea, ce s-a întâmplat? Ei bine, toate cele trei butoane la un moment dat au început să dea șocuri. Și ce au început să facă acele mai mulți în acel moment? Fiindcă îți dai seama, uh, de fiecare dată când apăsau pe buton, trebuie să menționez prima mâncare, da? Și ce crezi că s-a întâmplat când nici al treilea buton uh, nu le mai aducea plăcere, fiindcă când apăsa pe fiecare, aveau parte de șocuri? Ei bine, în acel moment, mai mulți au început să nebunească. Au început să se muște singure. De ce? Fiindcă aveau trei butoane și pe oricare apăsau, aveau parte de șocuri. Și au început să intre în această stare de anxietate, uh, exact cum facem noi oamenii, când simțim că nu mai avem nicio oportunitate, nu? Când știm că avem trei opțiuni, și ori, pe oricare am luat-o, simțim durere. E ca și cum ai da, avea trei femei, da, care, sau trei bărbați, da, la care vrei să te duci, cu care vrea să ai o relație amoroasă, de exemplu. Și în momentul când știi că ai fi refuzat de toate acelea trei persoane, intri în această stare, nu? De depresie, adică simți că persoana asta o să mă refuze persoana asta, o să mă refuze persoana asta, o să mă refuze. Și o să încep să ai frică, nu? Să mai te duci la vreo persoană. Asta înseamnă sabotajul propriu. Că singuri începem să ne creăm aceste imagini în cap, nu? Asta o să aducă durere, asta o să aducă durere, asta o să aducă durere. Și problema e că multe persoane au această durere că se gândesc la responsabilități, la a lua un rol, nu? Cu mai multe responsabilități în viață, fie că e vorba în familie, fie că e vorba în job, oriunde. Sunt aceste limitări pe care le creăm. Și uite, să-ți mai dau un ultimul exemplu. Uh, sau penultim, fică vreau să înțelege acest lucru. O persoană, da, care să zicem care are o problemă de sănătate, dar Tony Robbins dă următorul exemplu. O persoană care începe să aibă accidente, da, uh, să spunem că de mașină, da, nu foarte grave, adică nu moare. Însă începe să aibă accidente de mașină. Și acea persoană da, ajunge în spital. Și ce fac atunci rudele în momentul când acea persoană ajunge în spital? Vin la el, nu îi spun că nu uh, în sănătoșire gramnică, nu știu ce. Și ce se întâmplă în momentul în care acea persoană începe da, să aibă primul accident, al doilea, al treilea, da? Uh, probabil te gândești că nu e prea inteligentă, da, s-ar putea, dar lăsăm asta deoparte, fiindcă se întâmplă de multe ori, nu? Ca unele persoane să vrea să atragă atenție, nu? Și oare cum se gândesc că așa primesc iubire? Fiindcă gândești, dacă te intri în spital și toată lumea vine să te viziteze, nu simți că toată lumea uh, îmi aduce iubire și așa mai departe. Și Tony Robbins a avut acest caz. Și ce a făcut în acel moment? I-a arătat persoanei respective că asta nu înseamnă iubire, da? Și cum a făcut asta? A început să-i spună. Uh, na, acele persoane vin fiindcă te iubesc acolo sau vin din nevoie? Adică se simt obligate sau vin fiindcă nu le pasă de tine și vin în vizită, să-i spunem așa, nu? Și în acel moment persoana aceea a început să-ți dea seama și Tony Robbins a început să continue. te gândi că poate acele persoane nu nu, nu să te iubească mai mult, ci chiar o să te urască, nu? Fiindcă tu intri mereu într-un accident, nu? Acele persoane ce o să se gândească? Aoleu, iarăși am mai intrat într-un accident, ah, ce persoană inteligentă, nu? Și așa mai departe. Ideea este că acea persoană credea că primește iubire în momentul când, prin, când are parte de accidente, da? Că toată lumea venea la el. Însă adevărul e că era și s-ar putea să fi fost exact invers. Adică acele persoane se simțeau nevoite, se simțeau obligate și asta nu e iubire, nu? În momentul în care te simți obligat. Fiindcă... Uh, acest exemplu are legătură cu un alt exemplu pe care îl dă Tony Robbins. Fiindcă unele persoane, de exemplu, rămân într-o relație doar fiindcă cealaltă persoană iubește așa mult încât simt că nu poți să-i dezamăgească, nu? Fiindcă în momentul în care te desparti de acea persoană care te iubește foarte mult, simți că ai dezamăgit-o, nu? Și uite, asta e o problemă. Fiindcă îți dai seama cum ar fi să stai într-o relație doar fiindcă ai impresia, nu? Că altă persoană te iubește așa mult încât nu mai iei din acea relație. aceasta nu e o relație sănătoasă, nu? Și după cum vezi, sabotajul propriu se aplică de, de multe ori în viața noastră, fiindcă cred că ai văzut și tu exemple sau ți s-a întâmplat și ție la un moment dat, nu? Fiindcă și eu, dacă mă uit în viața mea, nu? De-a lungul timpului s-au întâmplat atât de multe lucruri unde singur mă sabotam și încă se mai întâmplă dacă nu sunt atent. Și de aceea trebuie să avem grijă, da? Când se întâmplă să avem, fiindcă Fiindcă azi despre asta e vorba, despre sabotajul propriu și Tony Robbins ne dă o soluție. Și unul la mână. Ce trebuie să facem? Trebuie să ne dăm seama când aveam această tendință să ne sabotăm. sabotăm da? Fiindcă gândește, în momentul când primești o responsabilitate, unele persoane ce fac? Unele o iau și fucuia, da? adică fucuia în sensul că o iau și se duc până la linia de finish cu ea. Da? Pe când alte persoane nu fac asta, când văd acea responsabilitate, se feresc de ea. Și ideea este să vedem când se întâmplă nu? să intrăm în această stare, da? în care putem să luăm o oportunitate, să ne ajute să ne ridicăm în viață, dar ne, ne e frică, da? fiindcă am avut niște experiențe trecuși, și să lăsăm asta să ne dicteze viața. Și primul pas este, cum am spus, să identificăm această tendință. Al doilea pas, să ne dăm seama, da? Este normal, trebuie să ne dăm seama că creierul nostru vrea să ne salveze. Cum am spus, în alte videouri chiar, creierul nostru vrea să supraviețuiască, o să facă mereu lucruri sigure, de a ne păstrează în acea zonă de confort, fiindcă vrea să ne păstreze într-o zonă sigură. Și trebuie să-l lăsăm creierul, să ne gândim la el și poate chiar să ne fie milă de el, fiindcă noi știm mai bine de atât știm că El vrea să ne salveze. Dar noi trebuie să fim inteligenți, să ne dăm seama că nu e un pericol da? în momentul în care luăm o oportunitate. Creierul nostru doar vrea să aibă o parte de plăcere. Și trei la mână, da? al treilea pas, după ce identificăm și după ce ne dăm seama că totuși creierul nostru doar vrea să ne salveze, al treilea lucru este să ne dăm seama dacă trebuie să facem o schimbare. Fiindcă Uite, cu fumatul, de exemplu. Dacă știi nu, că nu ți face bine, trebuie să te gândești de, de ce ți-ar face rău. Și în acel moment, Tony Robbins, în pasul 4, spune să, să folosești o tehnică prin care scapi da, de acel gând. Și după aceea să îți repeți uh, în capul tău ce se va întâmpla da, dacă nu o să mai ai dacă nu o să mai ai acea tendință. Și uite, să-ți dau un exemplu concret. Unul, dacă vorbim de fumat, unul ar fi, da, să-ți dai seama că în momentul în care e stresat, poate vrei să iei o țigară. Și în momentul ăla nu trebuie să uh, vezi, da, că ai acea poftă de o țigară, să spunem. Unul la mână trebuie să vezi. Doi la mână trebuie să-ți dai seama, da, creierul meu de ce vrea acea țigară. Creierul meu vrea acea țigară, fiindcă știe că în trecut i-a adus sentimentul de plăcere, da? de relaxare sau să spunem un sentiment că suntem cool. Și trei la mână, trebuie să ne gândim. De ce ar trebui să facem o schimbare? Fică dacă nu ai un de ce, nu o să faci schimbarea. Și trei, în pasul 3, poți să te gândești, de exemplu, că dacă o să continui să fumezi, poate o să ai probleme de sănătate mai devreme în viață și nu o să poți fi alături de cei dragi, nu o să poți să îți îndeplinești visele, nu o să poți să faci destui de bani, fiindcă nu o să trăiești destul de mult, da? Trebuie să te gândești, de ce trebuie să faci o schimbare. 4, trebuie să -ți întrerupi uh, acel obicei de a lua țigara, da? Ce poți să faci? Îți dai o palmă, faci ceva, da? Uh, îți iei telefonul, ți-l pui în față și citești, uh, cauți pe Google și citești cum uh, mor cum persoanele care fumează prea mult, nu? Trebuie să faci ceva care să te scoată din această stare automată, da? Ca un zombi în care iei țigarea și vrei să te mai bine. Și pasul 5. Să te gândești și să repeți, fiindcă dacă nu repeți, nu, nu o să reușești să faci un obicei din asta, nu o să poți să faci ca acel lucru să devină o obișnuință. Și trebuie să repeți uh, oarecum succesul, da? adică să vezi, să te gândești mereu, da? nu am luat acea țigară și să te gândești de fiecare dată în acest pas 5, să te gândești care o să fie toate beneficiile, da? o să mai mult. O să fii mai aproape de cei dragi pentru o perioadă mai lungă. La toate lucrurile pozitive trebuie să te gândești. Și să faci asta într-una și într-una și într-una, da? Să ai acea stare pozitivă. Fiindcă dacă tu repeți așa stare pozitivă, creierul tău o să spună, a, ah, o să mă simt mai bine în momentul când nu o să mai fac asta, da? Și acesta este un mod prin care poți să scapi de orice viciu, da? Fiindcă cu toții avem, să spunem, viciu de a fuma, de a uh, bea, de. De a mânca prea mult, nu, toate acestea sunt oarecum niște lucruri pe care creierul nostru le face fiindcă se simte bine. Dar dacă noi suntem mai inteligenți decât el, putem să ne dăm seama că putem să schimbăm da obiceiul. Am aici niște cărți în care, des, pentru 500 de pagini, da? vorbește doar despre obișnuințe și cum uh, obișnuințele nu ne dictează viața. Fică gândește, dacă facem fiecare zi mișcare timp de 365 de zile, o să ai 365 zile în care ai făcut mișcare. Dacă o să bei o cană de cafea în fiecare zi, nu? la sfârșitul anului o să ai 365. Și după cum vezi, nu? fiecare pas mic ne duce la un rezultat mult mai mare. Gândește, dacă pui deoparte în fiecare zi, nu știu, 10 lei, nu? la sfârșitul anului cât înseamnă, nu știu, cred că vreo 52 de milioane, nu? Vezi, toate acestea sunt lucruri pe care dacă le faci la un nivel mic și Două cărți pe care puteam să le recomand ar fi Atomic Habits de James Clear. N-am citit-o niciodată, dar știu despre ce e vorba și am ascultat acea persoană. Deci Atomic Habits de James Clear. Și doar la mână ar fi Puterea Obișnuiței de Charles Duhigg, unde se intră foarte adânc în știință și ne spune da? ce se întâmplă în momentul în care pur și simplu intrăm în această rutină. Da? Fiindcă unele rutine ne fac bine, unele nu ne fac rău să ne spălăm pe dizi ne face bine, da? Să ne uităm 10 ore la TV, probabil nu ne face bine, nu? După cum vezi, sunt lucruri care ne dictează viața și trebuie să ne dăm seama care sunt lucrurile bune și să facem mai mult din ele și care sunt lucrurile rele și ar fi de preferat să facem cât mai puțin din ele. Deci, despre asta e vorba când ne sabotăm singur, da? Uh, și tot începe de aici, după cum am spus. Trebuie să Trebuie să gândim mai inteligent, dar de creierul nostru care e făcut să ne facă să supraviețuim. Însă acum nu ne mai aleargă lei, ci uh, ne aleargă responsabilitățile pe care le ne gândim noi, nu că le avem sau ni le creăm în cap. Ok, și cu asta trec la a doua parte a acestei zile, fiindcă prima a fost cum să scăpăm de sabotaj propriu și după aceea a doua, a doua era să creăm o încredere în noi nelimitată, da? uh, fiindcă există un proces în viața noastră, fiindcă care este potențialul fiecarei ființe umane. Dacă te întreb, o să-mi spui probabil că aproape nelimitată, nu? Adică care este limita? Gândește-te la ceea ce poți face din punct de vedere intelectual, nu? Te gândești la vreo limită? În cele mai multe cazuri nu te gândești la vreo limită, fiindcă știm cu toții că acest creier poate să facă atât de multe, nu? Ne uităm... Uh, la cei care au ajuns pe lună, nu? La cei care au creat un motor cu calculator, deși nici nu exista acea tehnologie. La cei care au făcut, uh, poți să te gândești acum la orice lucru care ți se pare inovator, nu? Toate au fost făcute de niște persoane ca noi care pur și simplu s-au gândit la un lucru, atât de mult încât uh, până la urmă au descoperit soluția. Uite, Thomas Edison, uh, cred că a încercat parcă de 1000 de ori, da? să creeze uh, becul. Și abia Uh, după o mie de eșecuri, a, a reușit să uh, îl descopere. Și asta ce înseamnă? Că trebuie nu să, să, ne dăm seama că aproape niciodată nu putem să ieșuăm. Fiindcă în momentul, de exemplu, da, am dat mai devreme uh, diferite exemple în care chiar eu, da, am simțit că am eșuat, da, sau că am fost refuzat și în acel moment uh, acela ar fi un rezultat. Și Tony Robbins a creat o matrice din 4 uh, cadrane. Să arăt, deși nu este, uh, după cum se pare, perfectă aici, însă în felul următor. Potențial avem cu toții, da? Avem toți, credem că avem potențial aproape nelimitat. Ei bine, în funcție de acest potențial noi luăm acțiune, da? Fiindcă dacă ai încredere în tine, nu dacă crezi că ai potențial nelimitat, dacă crezi că poți face orice, atunci acțiunea nu o să fie mult mai mare decât dacă nu ai avea încredere în tine. Fiindcă de aceea unele persoane nu au încredere mai multă în ele și iau mai multă acțiune, nu? Și altele au mai puțină încredere și au mai puțină acțiune. Și întrebarea este, ce apare din această acțiune? Ei bine, de ce mai multe, în cele mai multe rânduri, nu? O acțiune vine cu o reacțiune. Și asta înseamnă că avem diferite rezultate. Fică gândește, nu? Dacă tu vrei să faci o prezentare, da? Și acțiunea ce înseamnă? Tu stai 10 ore să o faci, da? Rezultatul o să fie probabil o prezentare bună, da? Pe măsură. Dacă tu nu prea încredere în tine și uh, nici nu te interesează, să spunem că în loc de 10 ore, stai 2 ore, da? Să faci acea prezentare. În cele mai multe cazuri, dacă stai 2 ore în loc de 10 ore, probabil că nu o să iasă la fel de bine, nu? Adică o să iasă în proporție cu cât, cu cât acțiune e, da? Și dacă tu stai două ore pe o prezentare, probabil o să ai un rezultat, o prezentare care, pe care se vede, dacă ai stat două ore. Pe când dacă stai 10 ore, nu? O să vadă un rezultat ca ai stat 10 ore. Acum, normal, trebuie să lucrești pe inteligent, nu? Când e acțiune, nu poți să zici că doar orele contează. Însă, dacă oferi mai multă atenție unui lucru, normal că o să ai un rezultat mai bun. Și ce se întâmplă în funcție de rezultat? Aici e greșit, da? Fiindcă nu e tot potențial. În funcție de rezultat, aici se află exact încrederea în tine. Fiindcă în acel moment creierul o să spună Ah, am avut un rezultat bun, am încredere că data viitoare o să am și un, un potențial și mai mare. Și ce o să faci după aceea? O să iei mai multă acțiune. O să ai rezultate mai mari. O să ai o încredere în tine mai mare. O să ai un potențial în capul tău mai mare, da? Și tot mai ales acesta, aceste două cadrane, adică aici e încrederea și atitudinea, să-i spunem, și aici e potențialul. Asta, în principal, se întâmplă în capul nostru. Și, în funcție de acestea, în realitate, o să luăm mai multă acțiune sau mai puțină. După aceea o să avem rezultate mai bune sau mai rele, și după aceea e un ciclu care se continuă la nesfârșit. Și, uite, ca să te fac să înțelegi mai ușor acest concept, ar fi. Aici să spunem persoanele care au bani. Persoanele care au bani, da? După cum știm, încep să aibă mai mulți bani. Pe când persoanele care au cam puțin bani, nu? <laughs> nu sunt cele mai bogate și au, să spunem, o mentalitate, da, fiindcă de aici se începe, de la mentalitate, de la cât potențial crezi că ai. De aceea se spune că bogații devin mai bogați și săraci mai săraci, fiindcă există acest acest cerc care se tot repetă. Începe aici din capul nostru, da, potențialul, după aceea se duce în realitate, se transformă în acțiune. Se transformă apoi în rezultate iar apoi aici cum am spus nu potențial ci încredere și atitudine care e tot în capul nostru și se continuă la nesfârșit acest ciclu și dacă dacă este să rămâi doar cu un lucru da? din acest video despre încrederea în tine da? este că trebuie să ai cât mai multă încredere în tine nu contează nu că e fabricată că e făcută în capul tău și Tony Robbins dă chiar acest exemplu. Că este mai bine da, să ai încredere în tine decât să fii competent. Adică decât să poți. Și de ce asta e asta important? Fiindcă dacă ești competent, da, poți să faci ceva, dar nu ai încredere în tine, nu, nu, o să faci. Adică degeaba ai competența. Dar dacă ai încredere în tine și nu ai competența, oarecum o să înveți pe măsură. Asta și înseamnă da, când Uh, companiile vor să angajeze, da, vrem o persoană cu entuziasm și așa mai departe. Adică vreau o persoană cu încredere în ea, da, care chiar dacă nu e extrem de competentă, va ajunge la acel nivel, da, cum am arătat aici, în acest uh, ciclu, da, al succesului. Dacă crezi în tine și în potențialul tău, da, o să iei acțiune mai multă, o să ai rezultate mai bune și apoi o să ai mai multă încredere în tine. Și asta o să tot continuă da? Și în momentul în care ai mai multă încredere în tine, o să iei mai multă acțiune. Adică nu stai, nu o să te gândești, a, ah, oare pot să fac asta sau cum să fac asta, să fac în felul ăsta sau în felul ăsta, nu, în acel timp pierzi timpul, pe când nu o altă persoană care are încredere în ea o să ia acțiune, adică o să se gândească, a ah, da, știu că pot să fac asta sau am încredere că pot să fac asta, am încredere că pot să fac asta și unul din, de fapt, exercițiu, chiar asta spune, este doar un sigur exercițiu pentru a avea mai multă încredere în noi. Și acela e în felul următor, fiindcă totul vine, cum am spus și mă repet într-una, din capul nostru. Și exercițiul pentru a avea mai multă încredere în noi este să vedem când am avut în trecut succes. Da? Ce aici chiar spune. Să ne gândim la 5 momente din viața noastră în care am avut succes. Și de ce spune așa? Și de ce este singurul exercițiu din această zi? Fiindcă în momentul în care te gândești Uh, da? La 5 momente, începi să te gândești care au fost cele 5 momente din viața mea în care am avut succes. E bine, se întâmplă mai multe lucruri în acel moment. Unul la mână. Îți amintești ce stare aveai, adică de ce ai avut succes. Și uite, eu, de exemplu, uh, pot să mă gândesc la un moment în facultate când uh, am avut succes cu o prezentare na? Uh, destul de mare, în sensul că a fost o prezentare în care era o competiție și. Odată am câștigat, odată am luat locul 2 și așa mai departe. Da? Ceea ce a fost destul de ok. Chiar a fost prima dată când am prezentat și am luat locul 2. Deci a fost ceva. Însă ce s-a întâmplat în acel moment? Mi-am amintit că de fapt în acel moment am făcut o seară înainte prezentarea da, și eram foarte anxios. Adică voiam să fac repede, da? Și toată noaptea asta am făcut. A doua zi chiar mi-a fost somn și așa mai departe. Însă... Um, am fost foarte concentrat, da? Și uite, acum dacă iau din acea experiență, da, iau componentele care m-au ajutat, ar fi faptul că am fost concentrat, faptul că acel lucru m-a interesat, faptul că aveam persoane care se așteptau nu, să am o anumită performanță. Și uite, aceste trei lucruri, dacă le folosesc iar în ceva ce fac acum, mă va ajuta din nou. De ce? Fiindcă astea sunt lucruri care pe toți să ne ajute, cum am spus dacă ești concentrat pe ceva, nu? dacă să iei mai multă acțiune, normal că o să ai rezultate mai bune. Deci, unul la mână, să fii concentrat, da? Doi la mână, să ai um, oarecum ceva, nu? Sau să ai niște persoane, nu? Care uh, să aibă așteptări de la tine, fiindcă știm cu toții că în momentul când ave cineva are așteptări de la noi, nu? Avem o performanță mai bună, adică o să dăm mai multă atenție, o să fim mai atenți cu lucrurile pe care le facem, nu? Gândește, dacă dacă trebuie să faci o mâncare pentru tine, probabil o să o faci ok. Dacă trebuie să o faci pentru altcineva, o să faci mai bun. Sau gândește dacă uh, trebuie să faci un eseu pentru tine, da? S-ar putea să-l faci ok. Dacă știi că trebuie să-l faci pentru altcineva de care se pasă, o să-l faci și mai bine, fiindcă o să te gândești că vrei uh, să faci acea persoană fericită și aproape toată lumea, da? Uh, adică așa am, am evoluat ca oameni, da? Să îi satisfacem pe cei din jurul nostru, fiindcă la rândul lor există acest sentiment de reciprocitate și știm că o să primim, da? Înapoi, um, ori sentimentul, da? Ori, am vorbit de reciprocitate zilele trecute și e un, e un principiu extrem de important și cred că poți să-l găsești chiar în Cartea Influență de către Robert Cialdini. Și acolo chiar explică că în momentul, da, când oferi un lucru cât de mic, acel lucru se va întoarce, da? Adică probabil nu se va întoarce exact cum te așteptai fiindcă de câte ori se întâmplă să nu știu să dai uh, sau când donezi uite Bill Gates când donezi bani crezi că se așteaptă când donează un miliard de dolari să primească un miliard înapoi nu dar o să primească um, să spunem, nu știu atenție o reputație uh, și o să se simtă bine da există mereu acest sentiment de reciprocitate adică uite ce tu ai ceva anume și poți să-l oferi. Uite, cum ofer eu în acest moment informații despre dezvoltare personală, da? Eu ofer informații despre dezvoltare personală și sper că acest lucru te ajută. Și în schimb, na, poate eu primez, nu știu, un like, un coment, uh, uh, dai share da, la, acest, uh, la, această postare și ajunge la mai multe persoane și asta mă ajută și pe mine, fiindcă pot să-mi răspundeți mesajul, asta se spune că bă, te ajută și pe tine, nu fiindcă încep să crezi nu? că ești acea persoană care distribuie informații bune. Și după cum vezi, totul este legat. Adică fiecare acțiune a noastră are un rezultat. Și cum vorbește aici? Prin acest ciclu care se tot repetă. În funcție de acțiune, avem un rezultat, da? o reacțiune. Adică asta se întâmplă cu orice, nimic nu se pierde în natură, tot se transformă. Apa, dacă fierbe și se evaporă, nu? Se transformă, nu, nu dispare de pe pământ. Sunt toate aceste exemple nu? pe care le avem. Și ideea este, cum putem să avem încredere în noi, da? fiindcă, uh, ok, știm că trebuie să avem încredere în noi, fiindcă de aici începe totul. Dar cum facem să avem încredere în noi? Cum am spus, putem să ne gândim unul la mână ce am făcut în trecut, da? de unde a venit succesul nostru în trecut. <coughs> fiindcă odată, cum am spus, când am avut o prezentare, au fost niște factori da? acolo, am acordat multă atenție, am stat multe ore, m-am gândit că unele persoane aveau așteptări de la mine și gândește-te, când ai avut în viață, în un moment în care ai avut succes, în moment în care ceva ți-a ieșit bine și vezi care sunt ingredientele din ceea ce ai făcut, da? adică a fost faptul că aveai responsabilitate, a fost faptul că voiai să satisfaci pe cineva, a fost faptul că voiai să ai parte de... Uh, nu știu, niște cuvinte de laudă sau să te simți tu mai bine nu că -ai, uh, ai atins un scop pe care îl aveai sau nu știu, chiar poate știi că primești niște bani, nu? adică ai câștigat o competiție, uite, gazul meu, da, am câștigat acea competiție, am luat niște bani și uh, creierul meu a făcut asociația da? Când ai parte de uh, succes, ai parte și de bani, da? Și așa creierul tău începe să dezvolte aceste legături. Uh, ai succes, ai bani și normal că o să vrei să ai din nou acest succes, fiindcă îți va aduce bani. Sau vrei din nou să faci pe cineva să zâmbească, fiindcă ai văzut că atunci te simți și tu bine. Nu? Și sunt toate aceste lucruri care în capul nostru nu ne fac să avem diferite obiceiuri. Cum am spus, cu fumatul. Nu? Probabil creierul tău când fumezi, îți aduce o plăcere. La fel și eu cu cafeaua, nu? Când beau cafea, creierul meu nu deja a intrat într-o stare în care simte că are plăcere. S-a obișnuit momentul în care simte acel miros să aibă o plăcere dar îți spun că aș putea să fac în așa fel încât acea cafea să nu mai mi-aducă plăcere. Și știi cum aș putea să fac asta? Aș putea nu să adaug, de exemplu, esență de, de rom da? și să strig gustul cafelei. Și în acel moment creierul meu o să suceze De fiecare dată când beau cafea, e acel gust care nu prea e bun. Și vezi, în felul acesta putem să ne jucăm cu obiceiurile noastre, cu mintea noastră și cu ceea ce facem constant. Fiindcă ce facem cum am arătat în fiecare zi, dacă pui deoparte 10 lei în fiecare zi, la sfârșitul anului ai 52 de milioane, da? Dacă uh, în fiecare zi faci mișcare, la sfârșitul anului o să ai un corp care e mai în formă, nu? Toate aceste lucruri se adună, se adună și ne aduc un anume rezultat. Și în afara faptului, dacă putem să ne uităm în trecut când am avut succes și să replicăm, da? Sau, uite, poți să te uiți la alte persoane din jurul tău. De ce au succes? Poți să te uiți și să modelezi. Fiindcă, exact cum am dat eu exemplul de mai devreme cu prezentarea, așa poți să te uiți la o persoană care, nu știu, poate a făcut un plan de afaceri da, și de acolo a început să aibă succes. A început cu un plan de afaceri, l-a arătat multor persoane și, uite, Bill Gates, de exemplu, a spus că n-a avut succes din, dintr-o oarecare întâmplare, dar n-a fost uh, pur și simplu norocos, nu? Fiindcă s-a dus cu acel plan de business al lui la 1200 de persoane, da? Din acele 1200 de persoane, doar 600 l-au ascultat, da? După aceea, doar 300 au avut încredere în proiect, doar vreo 100 uh, i-au propus ceva și doar vreo 30 au colaborat cu el până la urmă. Și asta ce înseamnă? Că Bill Gates s-a dus la 1200 de persoane da? cu proiectul Microsoft sau cu ce proiect a fost atunci, fiindcă nu știu exact povestea. Însă s-a dus la 1200 de persoane da? cu proiectul acela și de aceea a avut succes, fiindcă până la urmă doar 30 au vrut să facă business cu el. Dar așa este pentru cine face vânzări, probabil știe. Dacă te duci nu la 100 de persoane, probabil doar 5 vor cumpăra ceea ce ai de vândut. Și cam asta ar fi pentru ziua de azi și un alt lucru, cum să ne mai schimbăm starea, da? ca să mai avem încredere în noi. Să zicem că este un fel de bonus, da? fiindcă unul la mână să ne gândim la succesul din trecut, al nostru sau al altor persoane și să-l modelăm, da? să-l replicăm. Și doi amână, de exemplu, este să avem, cum am spus în zilele trecute, cred că chiar acum vreo două săptămâni a fost ziua în care am vorbit despre asta, ca să avem încredere în noi da și să avem și energie, trebuie să avem o anumită fiziologie. Fiziologia, adică cum ne mișcăm corpul. Adică uite, eu în acest moment dacă aș sta așa gemuit și aș începe să vorbesc atât de lent, probabil că nu aș mai nu aș mai avea aceeași forță de a spune uh, cuvintele acestea și și tu să simți că te vor motiva, însă nu vorbesc așa, nu, fiindcă în momentul după cum vezi în care mă mișc, da, într-un anume, într anume fel, adică mai, cu tot corpul, a, fiindcă gândește, e o diferență între atunci când stai jos, nu, și încerci să explici ceva și în momentul în care stai în picioare și, și încerci să explici ceva, nu, și asta vine din faptul că în momentul în care noi ne mișcăm corpul într-un anumit fel, avem altă energie chiar există un studiu da? Tony Robbins a descoperit asta cred acum vreo 30 de ani și de-abia acum a venit un studiu de la Harvard în care arată că în momentul în care stai cu mâinile în șold așa sau cu picioarele în sus pe birou da, deci cu picioarele în sus pe birou ca un șef sau cu mâinile în șold așa ca Superman da? în acel moment ne crește testosteronul și în acel moment avem mai multă încredere în noi, avem mai multă energie și așa mai departe și asta se că e studia științifică. În momentul în care facem anumite lucruri cu corpul nostru, în acel moment avem altă stare. Și dacă vrem nu, să avem această stare în care avem mai multă energie, putem să facem mai multe, luăm mai multă acțiune, atunci putem să avem parte de rezultate mai bune. Cum am arătat cu acest ciclu care se tot repetă. Da? Trebuie să facem anumite lucruri și în acel moment Succesul, da să spunem, va veni de unul singur, fiindcă în momentul în care nu, nu te dai bătut, deși asta sună așa clișeic, da? faptul că nu trebuie să te dai niciodată bătut. Dar ideea asta este că dacă tu continui să faci un lucru, nu, până la urmă o să găsești o cale da? să faci acel lucru să meargă mai bine. E, e ca și cum uh, vrei da să alergi mai repede, dar tu doar te gândești. Da, la alergare. Normal corpul tău nu se va dezvolta nu și nu va avea capabilitatea de a face acest lucru. Trebuie să iei anumiti pași și în acel moment o să ajungi la un nivel mai înalt. Da? Am, am dat acum multe exemple, nu dar a, ca să avem încredere în noi, pe scurt, putem să ne gândim la succesul din trecut, putem să ne schimbăm mișcarea corpului, și cel mai important să ne schimbăm gândurile, fiindcă toate sunt legate. De exemplu, când îți schimbi mișcarea corpului, cum am spus, se crește testosteronul și în acel moment normal că o să ai alte gânduri, da? Fiindcă toate lucrurile la care ne gândim sunt influențate de starea noastră, da? Încearcă, de exemplu, să mănânci o masă de 2000 de calorii și să vezi câte energie ai. Probabil nu prea multă, da? Fiindcă știu și eu din propria experiență nu putem, nu, să lăsăm energia să fie așa, ceva care pur și simplu se întâmplă. Nu putem să o controlăm și pe ea. Și de fapt, chiar mâine o să vorbesc despre sănătate, nu? Și despre cum să avem energie, fiindcă dacă nu avem energie, degeaba ne trezim și spunem că o să fac asta, o să fac asta, o să fac asta. Dacă nu avem energie, nu se va întâmpla, da? Fiindcă cu corpul nostru o să facem acele lucruri, nu doar cu gândul. Dar trebuie să înceapă de aici și cum am spus, toate aceste lucruri putem să le influențăm. Mâine o să arăt exercițiile pe care o să le fac. De exemplu, în prima parte am vorbit de sabotajul propriu, nu? adică lucrurile pe care ni le creăm în cap și ne rețin. Și de la mână despre încredere. Da? Și exercițiul era, de exemplu, să spunem 5 succese pe care le-am avut în trecut și să vedem, nu? să le descriem pentru a vedea cum am avut parte de acest succes. Fiindcă de multe ori doar trebuie să facem niște lucruri în mod repetat, da? Nu trebuie să reinventăm roata. În ultimii ani nimeni nu a reinventat roata și si totuși avem parte de inovație, da? Fiindcă poți să iei roata, da? Care deja a fost inovată și si tu să-i mai adaugi, nu știu, o piuliță, da? Ceva care să ajute să ajungă la un alt nivel mai eficient, da? Fiindcă așa e de multe ori. Doar trebuie să adăugăm puțin. Nu trebuie să facem o schimbare majoră. Nu, nu o să devenim milionari peste noapte, nu, nu o să uh, avem corpul pe care îl vrem peste noapte. Aceste lucruri durează și de aceea, normal, trebuie să avem și răbdare. Dar aceste exerciții uh, pe care le dau, mm, nu le, și exemplele, și exercițiile nu le dau degeaba, da? fiindcă dacă nu le facem. Pur și simplu, după ce te uiți la acest video, da, poți, uh, probabil, nu știu, să, să mănânci și să uiți sau să te duci pe YouTube și să vezi un video uh, în care, nu știu, uh, se vorbește despre ceva e neimportant, nu? Ideea este că dacă nu acordăm atenție unui lucru, normal că nu se va îmbunătăți. Trebuie să, să învățăm, fică asta ofer eu acum, nu? Informații și după aceea aceste informații trebuie să le implementezi cumva în viața ta ori prin a face aceste exerciții, ori prin a te gândi nu, la tot ceea ce am spus și să vezi ce ai putea schimba. Și cam asta ar fi pentru ziua de azi. Mâine, cum am spus despre sănătate, în primul rând, uh, fiindcă, și asta e important, poate <laughs> e cel mai important, însă, desigur, Tony Robbins nu e neapărat expert în asta, așa că um, o să dea doar niște idei de bază și cum e cu toate lucrurile acestea, da? Trebuie să le implementăm în viața noastră, care normal că e diferită. Nu putem să spunem, a, gata, dacă mărul e considerat cel mai sănătos aliment din lume și dacă toată lumea mănâncă o să fie sănătoasă, nu. Fiindcă, de exemplu, unele persoane nu pot să-l tolereze, da? altele persoane poate au diabet și le crește glicemia, da? Deci e nimic aproape în viața noastră nu e alb și negru perfect trebuie să luăm informațiile și să le aplicăm în vieții noastre. Ok, și cam asta a fost pentru azi. Dacă ți-a plăcut, poți să lași un like, dacă vrei poți să lași un coment sau să distribui, nu? dacă vrei să împărtășești acest mesaj cu altcineva sau pur și simplu, nu, să răspunzi informații care ți se pare interesante. Și uh, mulțumesc ca de obicei pentru tipul și atenția acordată și ne vedem desigur ca de obicei mâine.